Deci, cum vă spuneam, Saramura, partea a doua la video. Afară e iarnă, e frig, e, uite, deja a început iară să fulguiască. Nu, mai gata, a fost prea multă iarnă, februarie aproape gata, s-a terminat. Nu mai avem chef să stăm afară, să facem grătar în frig în asta. Deci, să continuăm Saramura în casă. Ok, deci pentru asta avem nevoie. Doi pești sau mai mulți, depinde câtă saramură vreți să faceți. Dar o specificație aici, saramură românească, simplă, nu cu alte mirodenii, ardei, iuți, roșii, castraveți și alte porodici care, vă spun, îi ia gustul la saramură, nu o să mai mâncați saramură, mâncați plachie de pește sau altceva. Doi pești, saramura propriu-zisă, care este apă cu sare, după gust. Peștele, bineînțeles, nu se curăță de solzi, se dă cu sare și în interior și în exterior, nu prea multă, deoarece apa o să fie sărată. Ardei iute, boia dulce de ardei, bineînțeles, și sare, atât, fraților, nimic. Mai sunt unii care pun mușdei de ustură, eu nu pun, nu prefer. E indicat, depinde după gustul fiecăruia. Nu puneți roșii, nu puneți pătrunjel, nu puneți mărar și alte, ce să vă spun eu, mirodenii din asta, că îi ia gustul la pește. Interesul e să mănânci pește, nu? Adevărat. Deci cum procedăm? După ce am perperit pește și pe o parte și pe alta, dacă sunt așa ca muscați, vi se pare, nu vă speriați, că în momentul când o să-i punem în tavă și o să turnăm saramura peste ei, o să devină soft, o să devină moale și o să vedeți. Deci, cum procedăm? Tăiem ardeii, unul deja l-am tăiat, deci tăiem ardeii iute, felioa, rondele așa. Deci, bine, aici în România sunt ardei iuți de aia mai subțirei. Deci l-am tăiat rondele, punem niște ardei pe fundul tăvii respective, unde o să punem peștii, ardei iute, cum am spus. Turnăm niște boia dulce. Cât de cât, nu prea multă, nici prea puțină, să înroșească puțin fundul tavei. Ok? Și acum o să scoatem peștii, nu? După ce s-au prăjit, aranjăm peștii frumos. Bine, acum fac demonstrativ, că am decât doi pești de ăștia mai mici. Am uitat să vă spun clasamentul peștilor. Deci, care e cel mai potrivit pește pentru saramură? Eu am ales, nu am găsit, ăștia e un biban alb, se numesc. Sunt trei feluri de pește care sunt favoriți pentru saramură, deci crapul, carasul și bibanul. Clasamentul pentru cine cunoaște. Bibanul pe primul loc, carasul pe locul al doilea, crapul pe locul al treilea, de mirare, dar crapul pe locul al treilea. Și fraților, vă spun, nu mai alegeți când mergeți la pește, crap de ăla, am prins cel mai tare, baban, the best, cel mai bun, nu! E gras, nu e bun, are grăsime. Ăla e bun la plachie, nu la saramură. Crapul, ciortan, cel mai mare, atât, mai mare de atât, nu e bun la saramură. Deci atât să fie mărimea. Nu de ăla, ăla n-ai ce să faci pe. Deci biban e numărul 1 și carasul și asta. Ok, acum să continuăm. Deci după ce am pus peștele respectiv, punem alte rondele, restul de rondele de ardei iute deasupra. Ok. Mai turnăm niște boia de aspect frumos. Ia uitați deja cât de frumos arată. Extraordinar. Zici că ești la restaurant de 5 stele. Saramură românească, deci nu.
Ok. Și acum turnăm. Aici am pus apă și sare. Deci o saramură. Deci pui sare după gust, să fie cât mai sărată, nicio problemă. Și acum turnăm peste pește. Așa de jur împrejur. Roată, 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 roată. Ia uitați. Cât să acopere peștele frumos, cât de cât. Ok? Astea o să le spălăm după aceea. Și uitați, fraților, asta e saramură de pește. Asta e saramură de pește românească, gust, a întâia, vă spun eu. Și bineînțeles, saramura o să meargă cu un vin alb. Nu beți bere, berea nu, nu beți vin roșu, vin alb la saramură, vin alb sec. Noroc, vă pup și numai bine.